Ședința secretă din cadrul Consiliului Municipal desfășurată aseară a stârnit noi contraziceri între autorități. Potrivit socialiștilor, și edilul capitalei Dorin Chirtoacă și-a dat votul pentru redenumirea străzii Cuza Vodă în Belski. La propunerea grupului al socialiștilor a fost votată redenumirea străzii Ioan Cuză în strada Vasile Belski. În acest sens nu mai apare nici o întrebare. Alte opinii și poziții în acest sens nu sunt posibile. Ceea ce declară astăzi și la moment de față domnul Chirtoacă sunt niște minciuni, deoarece dumnealui cunoaște bine că a contribuit și dumnealui personal ca această redenumire să aibă loc. Ședința Consiliului Municipal Chișinău a fost planificată pentru luni la ora 14, însă la această oră nu s-au prezentat liberalii. Comuniștii spun că ședința a fost desfășurată fără participarea fracțiunii PCRM la ora 18 și asta pentru că nu au fost anunțați. Ei au desfășurat începând cu ora 18 ședința CMC, fiind ajutați de doi consilieri socialiști care au asigurat cvorumul necesar. Care sunt cauzele organizării grabnice ale acestei ședințe practic secrete a Consiliului cu ignorarea intenționată a celei mai mari fracțiuni? Răspunsul se găsește în urne de zi votată la ședință. Potrivit edilului capitalei Dorin Chirtoacă, ceea ce s-a votat aseară nu are cum să producă efecte juridice pentru că strada Belski există deja în Chișinău, în sectorul Râșcani. Acesta spune că strada Cuza Vodă nu va fi redenumită în niciun caz. Țin să vă anunț în mod clar și oficial, că strada Cuza Vodă rămâne Cuza Vodă. Și redenumirea în orice altceva nu este posibilă. Ceea ce s-a votat ieri la Consiliu nu are cum să producă efecte juridice. Și ceea ce s-a făcut în cunoștință de cauză, tocmai pentru a nu admite redenumirea străzii Cuza Vodă în altceva. Menționăm că în cadrul ședinței secrete a fost votat și proiectul de rectificare a bugetului municipal pentru anul curent, dar și alte chestiuni ce țin de municipalitate. Nicolina Gorcea, Sergiu Barbă, Pavel Voscoboi pentru știrile 21.